Bine v-am găsit, dragii mei prieteni! Astăzi m-am gândit să vă vorbesc despre celebrul Chiron sau vindecătorul astrologiei pentru fiecare zodie în parte. Din punct de vedere astronomic, dar și astrologic, Chiron se află undeva între Saturn și Uranus și are o perioadă de rotație de peste 50.000 de ani. Ea este considerată de către unii o planetă minoră. De fapt, este un hibrid între o mică planetă și un asteroid și a fost descoperit în 1977. Acest an a fost considerat un simbol al faptului că omenirea era pregătită să acceseze cunoașterea și să evolueze spre înalta spiritualitate cele date de Chiron. Pentru că, așa cum se spune, atunci când elevul este pregătit, maestrul apare. Maestrul în cazul nostru este Chiron, așa cum este el cunoscut în astrologie. Din perspectiva mitologiei, el era cunoscător în știința vindecării, știința botanicii, a farmaciei, a medicinei. În plus, nu numai că a practicat tehnici de vindecare, dar le-a fost profesor multora. El mai este denumit și asteroidul vindecării și este în viața fiecăruia dintre noi. Chiron arată o traumă, cel mai probabil din copilărie, pe care încercăm să o depășim de-a lungul vieții. Ea poate fi o dezamăgire, o respingere, o deziluzie, un abuz, o pierdere sau incapacitatea de a deține controlul asupra noastră. Există o limită undeva, un lucru peste care nu putem trece, o slăbiciune, o neputință pe care încercăm în permanență să o depășim. Chiron marchează locul în care ne-am simțit vulnerabili și în care putem deveni experți prin însușirea unor lecții de viață repetate și ca urmare ne oferă și darul vindecării. Chiron este înțelept, deschizător de drumuri, profesor și vindecător. El este conexiunea dintre minte și spirit, legătura dintre ceea ce poate fi văzut și ceea ce nu se vede. Când corpul comunică cu spiritul și când spiritul îți vorbește prin corp, atunci este Chiron activ și te ajută. El vine în viața ta deghizat într-un profesor, într-un vecin, într-o replică dureroasă a unei rude, o boală, un accident, o oportunitate sau o lecție de viață. Pe platforma Patreon a canalului Mysteriuspedia v-am postat lista cu datele lui Chiron pe harta astrală ca să vă găsiți zodia exactă în care era Chiron la momentul nașterii voastre. Acum, după 50 de ani, Chiron, sau vindecătorul rănit, cum se mai numește, este în berbec și va sta așa până în anul 2027. Tranzitul lui Chiron este diferit, nu mereu același. Spre exemplu, acum stă în berbec 8 ani, iar în balanță va sta doar 2 ani. Și asta se întâmplă deoarece are o orbită neregulată. Acum să vedem ce face Chiron pentru fiecare zodie în parte. Să vorbim acum despre cei care l-au avut pe Chiron în berbec la naștere. Chiron în berbec a sosit ca să te anunțe oficial și să îți arate că existența ta contează și este mai mult decât necesar. El stă așa de mult timp în berbec pentru că are mult de muncit aici pentru noi, dar și noi cu noi înșine. Fiind primul semn din zodiac, berbecul este punctul de start pentru orice. Berbecul este locul de unde începe o nouă poveste, cum se spune. Chiron sau vindecătorul rănit este considerat șamanul și alchimistul astrologiei. Ți s-a întâmplat cu siguranță să ajungi la ceva mult mai mare și mai bun pentru tine după ce ai trecut inițial printr-o etapă dureroasă care te-a rănit sau după care te-ai străduit să-ți vindeci rănile? Cu siguranță că da. Deci vindecătorul rănit este cel care descoperă rana. Șamanul o vindecă, iar alchimistul o transformă în ceva mult mai profund spiritual. Este perioada în care persoanele își schimbă cariera, își descoperă noi talente sau
experimentează vindecări profunde, fie emoțional, fie fizic. Ce aduce Chiron celor care l-au în casa berbecului, la naștere? Ca dificultate. Nativul are probleme de exprimare a identității. Este nesigur pe el și neîncrezător în capacitatea sa de a fi independent. Îi lipsește curajul și capacitatea de decizie. Încercările de a afla cine este, frustrările și frica de a-și arăta slăbiciunea îl pot face să arate exact opusul, adică să fie prea impulsivi, agresivi sau conflictuali. Care este soluția? Să conștientizeze cine este, să își urmeze instinctele, să găsească o cale prin care să se manifeste, să-și vadă părțile bune și să se bazeze pe ele pentru a căpăta încredere în forțele proprii. Cheia aici este acceptarea de sine pe măsură ce începi călătoria descoperirii. Inițial poți experimenta acest tranzit ca un atac la persoană, la corpul tău fizic și la vitalitatea ta sau la identitatea sau personalitatea ta. Sau poți fi chemat să stai drept și să lupți pentru ceea ce vrei. Îți vei transforma și felul în care arăți uneori. Chiar dacă Chiron îți aduce provocări, tot el îți dăruiește o carismă incredibilă, făcându-te să stai ca un pionier, fiind ca un fel de exemplu pentru alții. Te va face și mult mai înțelept decât arată vârsta ta. Înainte de a încheia materialul, vreau să vă reamintesc că am înființat clubul privat Misterius pe Dia, cel care oferă doar membrilor săi abonați cu 1 euro pe lună prin platforma Patreon, materiale video speciale, discuții private pe teme astrologice, ritualuri antice astrologice, astrograme la prețuri speciale, remedii magice și tot ce ține de interesul vostru pe acest domeniu. Aveți acum câteva titluri pe ecran. Cum să vă schimbați norocul cu ajutorul astrologiei? Zidul plângerii și biletele cu dorințe către Ierusalim. Mantra de îmbunare a lui Marte pentru cei care doresc să aibă o căsătorie bună, sau Gaia 3, cum se mai numește ea. Tehnica celor 3 degete. 5 semne care pot previziona dragostea pe harta astrală. Mantra vindecării. Cine a fost cel denumit papa lui Hitler? Îndeplinește-ți o dorință. Magia spirituală pentru începători. Ritualul lui Venus pentru iubire. Perspectiva anului 2021 pentru fiecare zodie în parte. Previziunile lumii în desenele animate Simpsons. Ritualul de curățare energetică a Arhanghelului Mihail. Cum să ne ferim de vampirii energetici și multe, multe altele. Vă pup, dragii mei! Vă doresc să aveți pace în suflet, alături de o minte armonioasă, deschisă către cunoaștere.